Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Capricorn. Haideți să facem etalarea pentru luna aprilie 2023 și haideți să începem prima oară cu care chakră vă reprezintă în luna aprilie pe cei din Zodia Capricorn, aprilie 2023. Se pare că la voi este chakra cel de-al treilea ochi și chakra vorbirii, chakra gâtului. O comunicare foarte bună, numărul 5 foarte important pentru voi în această perioadă și 6. O comunicare foarte importantă o să aibă loc în această perioadă pentru voi. În primul rând veți fi foarte comunicativ și legați prietenii cu persoane care sunt total diferite de ce ați cunoscut până acum. Sunteți la un alt nivel spiritual fără să vă dați seama și în ceea ce ține de chakra inimii și cel de-al treilea ochi. Vedeți lumea cu alți ochi, ca să spunem așa, începe să înțelegeți lucrurile și din alt punct de vedere, și anume al celor din jurul vostru. Sunteți mult mai sociabili, vreți să cunoașteți persoane și energii noi, ați lăsat tot trecutul în spate, nu mai are viața voastră nicio legătură cu ce a fost înainte. Nu că v-ar părea rău de trecutul vostru sau nu că l-ați vrea să nu-l mai aveți sau în niciun caz, din contră, sunteți foarte împăcați cu voi și legați foarte multe prieteni în perioada asta și aud ca și mesaj, vă dați seama că de fapt lucrurile pot merge atât de frumos, nu mai sunteți disperați după dragoste, totul vine de la sine, legați prietenii cu persoane și una dintre persoanele astea este chiar sufletul vostru pereche. Fără să vă dați seama, aveți acea poftă de viață și de distracție și lăsați cu ușurință persoanelor să intre în viața voastră și în perioada asta atrageți numai energii curate și sincere și chiar spuneți incredibil ce mi se întâmplă. Nu văd persoane toxice în jurul vostru în această perioadă și nici nu au acces la voi, iar prieteniile și conversațiile cu aceste persoane se leagă foarte ușor în această perioadă și vă este foarte ușor să faceți activități împreună, să reușiți să ieșiți cu persoanele astea, să împărțiți, ca să spunem așa, idei și așa mai departe, să ascultați, să fiți ascultați. O să am nevoie de pachetul ăsta de cărți la voi. Pentru cei din Zodia Capricorn, cei cu ascendent descendent luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, aprilie 2023. Ocupația vă interesează foarte mult în această perioadă. Veți întâlni, wow, am spus că dintre toate persoanele astea, în primul rând că în această perioadă întâlniți persoane de la care aveți ceva de învățat. Persoane foarte mature, chiar aud ca și mesaj, chiar dacă pot fi mai tinere de vârstă decât voi, sunt foarte mature și aveți lucruri și sunteți foarte surprinse de câte lucruri aveți învățat noi de la aceste persoane sau ce activități noi puteți face cu aceste persoane. Și printre toate persoanele astea, foarte multe persoane cu foarte multă abundență întâlniți în perioada asta sau prin locul de muncă sau prin activitățile voastre. În primul rând veți întâlni o persoană care are o situație foarte bună financiară. Am spus, prin prieteniile astea, cunoștințele noi, este sufletul vostru pereche și sufletul vostru pereche este un bărbat cu o situație financiară foarte, foarte bună. Și probabil aud că prima oară nu vă dezvăluie chestiunea asta și pare că este o persoană modestă și chiar este o persoană modestă care se comportă cu voi fără să aibă ifose sau fără să fie o persoană care să fie cu nasul pe sus. Din contră, persoana asta se comportă foarte frumos cu tine și te va surprinde când vei afla ce situație financiară extraordinar de bună are persoana asta. Bun. Persoana asta te place pentru ceea ce ești. În niciun caz văd că și tu ai o situație financiară bună, dar nu se uită la asta și nici nu-i pasă. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din... Nu clarificare. Oboseala. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Capricorn, cei cu ascendent descendent, luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith,
În luna aprilie 2023, evenimente importante, Capricorn. Am zis Scorpion? Oare am auzit Scorpion? Că aveți de-a face cu un Scorpion? Mi-a ieșit și moartea. Da. Aici stagnarea la voi s-a terminat. Deci pur și simplu aveți un chef de viață și de socializare și legați prietenii și amiciții cu atâta ușurință. Și după o perioadă în care ați petrecut singur foarte mult timp voi cu voi, cu temeri și așa mai departe, cu temeri de o relație sau că nu vă veți găsi vreodată vreo relație sau aveați un ideal format sau un fixism. Deci clar totul prinde contur în această perioadă. Și văd că o să vă distrați foarte tare. Deci eu văd foarte multă distracție la voi. Vreau clarificarea cărților de pe masă. Simțiți că trăiți, poate chiar terminați cu un Scorpion sau pentru foarte mulți dintre voi este ca o moarte și renaștere și transformare. Ești cu totul o altă persoană, toți vor să-mi cadă cărți pe jos. Ești cu totul o altă persoană, te simți cu totul o altă persoană, persoanele te privesc altfel. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Capricorn, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul, nodul, Lilith. Aprilie 2023, Capricorn. Da, aici este o moarte și o renaștere la tine și te transformi cu totul, pur și simplu. Nu-ți mai este teamă de dragoste, o să ai un nou început atât de frumos, ești într-un echilibru total, ai terminat cu singurătatea. Cât de greu ți era înainte să te distrezi sau să mai râzi la vreun eveniment ceva, acum totul vine natural. Parcă lumea se îndrăgostește cu atâta ușurință de tine în această perioadă, pentru că s-a terminat toxicitatea și diavolul și răutatea altora și energiile negative de la tine și karma și legăturile toxice din trecutul tău. Parcă lumea te iubește foarte tare în această perioadă cu foarte mare ușurință, încât te și miră lucrul ăsta. Da, ai terminat-o cu... Ai tăiat din start toate opțiunile din trecut și toate persoanele care nu mai aveau ce căuta. Și ai făcut loc de un nou început și asta trebuia să faci. Asta trebuia să faci. Ai avut foarte mult timp în suferință. Poate cuiva din zodia Gemeni, din copilăria ta, a avut un impact puternic asupra ta, Gemeni, balanță, vărsător. Ai fost o perioadă legată de trecutul tău. S-a terminat acel capitol din viața ta. Ai spus nu trecutului ca tu să poți să-ți faci și să închei karma și să pleci, să poți să-ți faci loc de un nou început. Altfel nu aveai cum să faci. Universul te-a forțat, poate în trecut ai avut de a face cu foarte multe triunghiuri amoroase sau te-ai aflat în situații de întotdeauna între două persoane. Da, exact. Ai avut timp să analizezi toate lucrurile astea și să-ți dai seama că universul îți dea de mult semne să termin cu totul cu trecut ca să poată să-ți dea un nou început. El știa că tu nu ți-ai învățat lecțiile sau că tu nu terminase acolo. El știa că tu nu ai realizat sau că tu trebuie să faci asta cu mâna ta, okay, de una singură sau de unul singur și tot tu trebuie să ai un nou început. Tăind din rădăcini toate conexiunile cu trecutul care nu mai aveau ce căuta în viața ta, ridicându-ți standardele și înțelegând că tu meriți tot ceea ce este mai frumos, fără ca mereu în dezamăgire sau în lipsă de cineva să accepti jumătăți de măsură. Ok, este cineva aici din Berbec Săgetător, posibil Taur, care văd că este o persoană blocată de tine și probabil că este într-o altă relație care vrea foarte mult să ia legătura cu tine. Persoana asta te regretă enorm, dar e face parte din trecut, din câte văd, și nici măcar nu te mai interesează. Ți-ai pus bariere de protecție și nu te mai interesează, ți-ai reluat puterea înapoi și ăsta e un lucru foarte, mult, foarte important și cum spun eu foarte mult de aici, mereu care aveți Capricorn, aveți și Leu, și Rac, și Pești. Ești o persoană foarte pozitivă în această perioadă și tu te întrebi cum îți vine atâta pozitivitate, dar începe să devină ceva firesc și normal pentru tine. Pur și simplu, vibrația ta este foarte sus
și va fi de acum încolo mult timp. O să ai un venit neașteptat sau venituri neașteptate. Te cuplezi cu o persoană care este foarte specială și chiar dacă aveți suflete de copii amândoi, sunteți persoane foarte maturi, chiar și chiar dacă sunteți tineri, la maturitate spirituală și la cât de deșteaptă este persoana asta, te potriviți extraordinar de bine unul cu celălalt. Foarte multă bogăție. Bogăție peste noapte. 777, iarăși un număr foarte norocos pentru tine în această perioadă. Tu te vei căsători. Anul ăsta te vei căsători. Și este posibil ca în luna aprilie să cunoști persoana care tu te vei căsători până la sfârșitul anului ăsta, pentru câțiva dintre voi au avut chiar în această vară. Bun, atât am avut și pentru cei din Zodia Capricorn. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.